rememora o personalitate care, după părerea mea, a influențat în mod radical perderile de protecție în România. Eu o să le spun perderile de protecție. Vedeți că a fost de 4 ori ministru al agriculturii, a fost președinte al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al ICARului, și primul președinte al Academiei Române. Avea o moșie la Țintești, a fost om politic, dar în același timp a fost un profesionist. Mulțumesc, e mai bine așa. A înființat Viile Garoflide, a fost cel care a militat pentru introducerea mecanizării în agricultura românească, dar și a irigațiilor prin aspersiune. Și fiind, având această moșie la Buzău, era, bineînțeles, întotdeauna preocupat de probleme pe care crivățul și toate celelalte elemente care țineau de microclimatul Bărăganului afectau producția pe care o avea. El a fost cel care a inițiat, atunci când a fost în poziții cheie, realizarea perderilor de protecție de-a lungul, o să le zic garduri, nu? Elena, de aici înainte, de-a lungul șoselelor, drumurilor noastre, în ideea de a le proteja de viscol. Umblu destul de mult prin țară și foarte mult în zona de sud-est și în Dobrogea și, din păcate, constat că în fiecare an mai dispar aliniamente în 30 de kilometri de astfel de arbori care au fost plantați pe vremuri și care aveau rol, cu toate că cei care conduc și nu prea știu să țină mașina pe drum, se plângeau că arborii de pe marginea drumului sunt pericole publice. Eu cred că cei care conduc mașinile, unii dintre cei care conduc mașinile sunt pericole publice, nu arborii. Necazul este că cei de la drumuri taie în mod regulat aceste, defrișează mai bine zis, aceste aliniamente de arbori, nu plantează nimic în schimb, iar fermierii, sper să nu faceți asta când îți veți deveni fermieri, vin și ară până în bordură. Deci dacă vă urmăriți, s-a ajuns cu cultura până în bordura drumului, da? Chit că, cu siguranță, fiecare drum are o bandă de protecție față de axul drumului și, bineînțeles, față de bordură. Vedeți, Garofri spunea că numai prin plantarea de perdere de protecție și parazăpezi naturale, câmpia Bărganului se poate liniști, ce frumos sună, pe timpul iernii și poate fi udată din belșug în timpul timpului secetos. Vorbeam cu distinsul meu prieten, domnul Marușca, mai devreme un pic și o bruiam pe Elena, că a fost într-o vizită, îmi spunea că a fost într-o vizită în Bulgaria. De câte ori trec frontiera spre sud și mă duc în cadrilater, așa îmi place să-i spun, taică mi-a fost colonist acolo, mă apucă ciuda. Pentru că trec dintr-o zonă de Dobrogea aridă și uscată și ajung într-o altă țară în care există perdere de protecție făcute de români. În perioada 1913-1940. Bulgarii le-au mai și îndesit, pentru că sunt și perdele noi. Mergeți pe acolo și o să vedeți ce diferență de microclimat și de culturi și de atmosferă. Zici că nu mai ești în Dobrogea, în sudul Dobrogei noastre, nu? Să revenim. Iată aici un exemplu de perdere de protecție înființate tot în perioada lui Garoflid, adică înainte de război, la Moara Domnească. Cel puțin la noi, perdele acestea erau dispuse din 500-500 de metri. Sunt perdele de protecție cu mai multe rânduri. N-aș putea să vă spun cu câte, dar în orice caz au 6-7 rânduri, cred. Dispuse într-un careiaj de 500-500, formând în felul acesta parcele pătrate de 25 de hectare. Aici vedeți un detaliu, pozat acum câțiva ani cu un tractor de al nostru, vă puteți da seama care este talia arborilor. Aceeași imagine după ce tractorul s-a mai deplasat un pic și se vede un pic caroiajul. Îi spuneam domnului Marușca că un rector al acestei universități, agrotehnician, pe care domnul decan îl știe foarte bine, a decis la un moment dat prin anii 70, când, scuzați-mă, în anii 80, când era nebunia asta a fugi după pământ, da? Să defrișeze o bună parte din perdeaua de protecție de la Moara Domnească, de fapt un aliniament întreg și încă o altă bucată. Și când eram student, mi-aduc aminte cum plantam cartofi pe pajiștea din fața rectoratului sub platanul ăsta care e aici. Deci aici era o cultură de cartofi. Îți aduce aminte, Costică? Eram,
eram colegi, și tot în perioada respectivă, în toate satele noastre, între gard și șanț, da, se plantau legume și cartofi și tot felul de alte plante legumicole ca să folosim superior suprafețele de teren. Ar trebui să ne revenim de la, sau mă rog, să începem să redevenim normali, dar cred că durează prea mult. Din nou, o altă imagine, vedeți aici plantația noastră de prun când era tânără și pe fundal aceeași perdea de protecție. De data asta suntem la Istrița, unde avem pepiniera universității. Anul acesta Istrița și Pietroasa, cele două stațiuni fanion ale noastre din Buzău, împlinesc 130 de ani și de la bun început, în momentul în care s-au început plantările și mai ales după 1929, când universitatea devine proprietar acolo, prin decret regal, s-au înființat aceste perdele de protecție din salcâm. De ce? Pentru că salcâmul era folosit ca lemn pentru susținerea piramidelor de portaltoi. Adică periodic din perdea se tăiau bulumași de salcâm care au folosit și că pentru susținerea viței de vie, dar mai ales pentru acele piramide de portaltoi. Sunt multe lucruri de spus, aici n-aș vrea să insist foarte mult. Același lucru, aceeași pepinieră, se vede aici pepiniera noastră cu aleile, ăsta cred că nu prea mai merge, n-are baterie, și undeva pe fundal, de data asta, tot încerc să-mi corectez terminologia, un gard din plop piramidal, Populus nigra cultivar italica, îl vedeți aici, plopul de Lombardia, și foarte interesant, la baza lui, un garviu din Măceș, care să țină vântul. În dreapta, plantația noastră de prun de la Istrița. Multe din avantajele acestor perdele de protecție au fost deja spuse de Elena, o să trec în mare viteză. Vedeți, pentru pomicultori, vântul creează mari probleme în perioada de înflorit, mai ales problemele legate de zborul insectelor polinizatoare albinelor, de uscarea lichidului de pe stigmat, deci de practic de legare. Mai nou, cu toate sistemele astea moderne de plantații cu portaltoi de vigoare scăzută, pomii au nevoie de protecție pentru că se dezrădăcinează ușor și atunci noi ne chinuim să venim cu sisteme de susținere care ar putea să fie parțial eliminate dacă am fi protejați de vânt. De asemenea, toate sistemele pe care le avem pentru protecția împotriva grindinei sau împotriva ploii, ca în acest caz, de exemplu, sunt sensibile la vânturi foarte puternice, care au loc de regulă sau care apar mai ales în perioada de vară, când sistemele respective sunt întinse. Bineînțeles, tot ce ține de pierderea apei din sol și plantă se diminuează în momentul în care reduc viteza vântului și circulația asta accentuată a aerului și, bineînțeles, căderea fructelor. În același timp, în interiorul spațiului protejat se creează un microclimat deosebit. Aici vedeți un exemplu pe care l-am trăit. În 25 aprilie 2009, pentru o singură dimineață, am avut minus 2 grade la Moara Domnească și vedeți ce s-a întâmplat. Erau caisele deja legate, cireșele la fel. A fost suficient să avem minus 2 grade la 25 aprilie. De regulă, de Sfântul Gheorghe, atunci apare un fel de depresiune termică aproape în fiecare an. Ce am constatat că la 100 de metri de perdea de protecție n-am avut niciun fel de problemă. Vă aduceți aminte, din 500-500 de metri perdele, pe 100 de metri lângă perdea n-am avut niciun fel de problemă. Aici sunt florile de măr afectate. Bineînțeles, perdele de protecție pentru noi reprezintă și un adăpost pentru organismele utile. Am prezentat aici câteva, nu o să le citesc pe toate, dar un doctorand de-al meu și un prieten și colaborator de-al meu, Cosmin Mihai, și-a făcut doctoratul pe așa ceva. Asta e o poză făcută de mine la Moara Domnească cu vânturelul roșu, un prieten foarte bun al nostru. Cam asta face vânturelul, ne scapă de șoareci din livadă, care pot fi o problemă. Pițigoiul este un alt
mare prieten, vă spuneam despre prietenul meu Cosmin Mihai, el conduce și un club studențesc, dacă studenții nu sunt înscriși însă încă în acel club, vă invit să veniți, se numește AVES, este clubul universității care protejează organismele utile, nu numai păsările, pe care vrem să le aducem în ecosistemele noastre agricole, în general vorbim, și pomicole. Vedeți aici un cuib natural de porumbel gulerat într-un paltin de șes la moara domnească, dar noi acolo am instalat și cuibul artificial, ăsta e făcut dintr-un trunc de nuc, iar aici e Cosmin, când își monta vreo 100 și vreo 70 de cuiburi artificiale pentru diferite specii numerotate, cu GPS-uri, tot în perdeaua de la moara domnească. Vedeți aici alte cuiburi artificiale. Ăsta e făcut din scânduri recuperate pentru vânturel, pentru cojoaică. Și, bineînțeles, avem grijă ca pe timpul iernii să ținem păsările utile în perdele noastre prin montarea de hrănitori. Două, trei dezavantaje. Sunt niște costuri suplimentare pentru înființare și mai ales pentru întreținere. Vedeți aici un gard viu dintr-un cupres ociparis. Este fotografiat undeva în Franța. Având în vedere spațiul limitat, acest gard viu trebuie tuns periodic, dar avem mașinării pentru asta pe care le folosim și în pomicultură, deci nu e o problemă. Câteodată mai avem astfel de probleme când pot să apară dăunători comuni. Eu l-am pus aici pe Zeozera Pirina, dar pot să fie și altele. În cazul plantațiilor de pom, nouă ne trebuie zone de întoarcere și aceste alei perimetrale care mai reduc un pic din suprafața activă. De asemenea, putem avea și umbrire pe anumite zone, asta în funcție de zona pe care se amplasează perdeaua de protecție. Ce specii recomandăm? Vedeți aici, sunt cele cu care eu am lucrat și am fost încântat. Populus Simonii, Balsamina, un plop care crește foarte rapid. Chiar aici în universitate avem o astfel de perdea, un gard viu făcut la cultura noastră de trandafir ecologic lângă sala de sport și plantat la 2 metri pe rând cu o creștere foarte rapidă. Salcâmul, bineînțeles, multă lume îl hulește, n-am înțeles de ce. Îl considerăm invaziv, da? Toată lumea acum ce, doamne, salcâmul invaziv, hai să-l tăiem pe tot în România. Este o prostie, după părerea. Da, dar sunt unii care, și eu zic că nu este invaziv. Hai să eliminăm și porumbul, că ăsta e invaziv, fraților. N-are nicio treabă cu România, da? Deci, salcâmul trebuie respectat și limitat acolo în momentul în care își extinde prea mult aria, dar haideți să ne concentrăm, dacă tot vorbim de invazive, la alte specii. Să ne uităm la Ailanthus, să ne uităm la Amorfa fruticosa, care ne-a năpădit pe de-a binelea. Vedeți aici salcâmul, bineînțeles, speciile de stejar, depinde acum și de zona în care ne aflăm, paltinul, teiu, frasinu. Asta sunt imagini din pepinieră, dar din pepinieră ornamentale, de asta arborii sunt așa cu trunchiul foarte frumos. Ulmul, eu zic ulmul siberian, e acea specie, deci ulmus pumila, care într-adevăr crește rapid. Aici aveți o perdea făcută la Comli, lângă Însurăței, în plin bărăgan, la o plantație de pomi. Uitați-vă ce frumos arată o glădiță. Păi nici asta nu prea e de-a noastră, dacă stăm să o socotim după origine, hai să o omorâm și pe asta. Și am văzut la Rodagria, la Bogdan, acolo, că el a făcut un garviu de glădiță. Dacă de mic o tunzi, sau de mică o tunzi, poate să fie un gard impenetrabil pentru prietenii noștri care vin să ne rărească fructele, fără să le-i rugăm. Mie îmi plac pinii foarte mult. Sunt specii de pin care ar putea să fie folosiți, Dumnezeu să-l odihnească pe domnul doctor Blada, pe care poate unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, spunea, domne, pinul merge oriunde, unde îl pui, este ca un, nu vreau să-i spun numele, ca un conlocuitor, care crește oriunde, fără pretenții prea mari. Pinii au marele avantaj că reduc viteza vântului, sfâșie vântul, așa cum spunea profesorul meu Nicolae Cepoiu,
Bradul Douglas, eu l-am crescut în pepinierele din sud, pe căldură. Ar fi de discutat aici, nu sunteți experți în silvicultură. Vedeți aici un Douglas care a fost tuns în pepinier un pic ca să se îndesească, dar care crește extraordinar în zona noastră. Uitați-vă ce exemplare de Douglas sunt în curtea noastră. Și bineînțeles, jugastru, care de asemenea este la locul lui. Salcea mirositoare. Și asta putem să spune că e invazivă, dar ne-a salvat, ne-a fixat nisipuri și maluri de mare și câte și mai câte. Paliorospina Christi. Lucrez de foarte mulți ani cu curmalul chinezesc. Îi zicem Dobrogean acum, Zizifus iuiuba. E din aceeași familie, e ramnacee, este un foarte bogat în polen și poate să fie interesant. Cătina este de asemenea, după părerea mea, binevenită. Vedeți aici și perdele de protecție artificiale făcute la kiwi din plasă, pentru că kiwi nu suportă vântul, deci n-am putea să-l plantăm într-o zonă fără astfel de perdele de protecție. Care este eficacitatea perderii de protecție? Noi spunem că la 20 înălțimea, pe lungimea asta, perdeaua de protecție poate să protejeze plantația noastră. Și vedeți, acele perdele libere, tunse, ce vedeți aici este o plantație de kiwi din Noua Zeelandă, acolo e o țară insulară și au perdele de protecție din 10 în 10 rânduri de kiwi. Adică exact sistemul pe care l-ai spus, pentru că altfel n-ar putea să producă. Și kiwi, și Noua Zeelandă totuși este patria sau zona de unde a plecat kiwi. Gardurile mixte sunt o altă variantă, așa le numim noi, pentru că o să vedeți imediat, amestecăm mai multe specii și rolul lor este acela de a ține păsările, mamiferele, insectele ponizătoare și cele prădătoare, adică organismele utile pe care noi vrem să le avem în plantație. Pentru studenți, o întrebare, știți ce e urățenia asta de aici? Larvă, e o larvă, dar larvă de ce? E un dăunător, e un auxiliar, e un... Deci, asta e mămica și ăsta e copilul. Da? Problema este să le recunoaștem, adică dacă vedem o astfel de goangă în pom și zicem, vai, suntem atacați de dușman și începem să stropim, avem o problemă. Pentru că larvele, de fapt, sunt cele mai mari mâncătoare și au apetitul cel mai mare în a mânca afide. Iar aici vedeți o întâlnire pe care o să o vedeți, probabil, între o coccinelă și o furnică, care știți voi, probabil, că este fermier de păduchi. Deci furnicile protejează, de fapt, afidele care ne dăunează nouă în plantații. Și aici vedeți câteva propuneri de specii cu înflorire eșalonată. Asta este ideea de a le asocia astfel încât în permanență să avem o cantitate mare de polen disponibilă, polenul fiind folosit ca hrană pentru marea majoritate a speciilor prădătoare care sunt utile în ecosistemele noastre și, bineînțeles, să mai existe specii cu fructe și semințe comestibile care ne atrag de asemenea organismele utile. Specii ca și Paliurus, de ce nu Zizifus, haideți să plantăm, mai face și fructe extraordinare. Și, bineînțeles, alte specii, socarin, și aici am introdus și un exemplu de așa numitul hotel de insecte care este binevenit. V-am vorbit deja despre One Health și v-am invitat să participați la această conferință internațională a studenților și în calitate de conferențiar, și sunt cele 5 secții: sănătatea mediului și schimbare climatică, arii verzi, peisaj și păduri pentru o viață sănătoasă, producție sustenabilă a plantelor, sănătatea animalelor și sănătatea alimentelor și nutriție. Iar acesta va fi Congresul European de Horticultură, 12-16 mai, Palatul Parlamentului. Intrați, vă rog, pe site, scrie undeva pe aici, nu scrie, ehc.usmv.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție.